odată cu începerea instaurării regimului comunist în România, Curtea de Conturi este desființată. Este desființată pentru că un sistem totalitar nu putea accepta o instituție independentă, o instituție care să nu fie sub control politic. Dar până și comuniștii au înțeles că fără controlul banului public este dificil. Și în perioada 1973-1989 începe să funcționeze și funcționează Curtea Superioară de Control Financiar. Era o instituție comunistă, dar care substituia până la un anumit nivel lipsa existenței unui organism independent. Sigur, niciodată Curtea Superioară de Control Financiar nu a fost o instituție independentă, dar o putem include în istoria funcționării Curții de Conturi a României ca un germene de control asupra banului public. Abia după Revoluție, în 1991, prin noua Constituție, la articolul 139, se definește instituția Curții de Conturi ca instituția statului de drept, instituție care începe să funcționeze din plin în 1993. Acesta a fost momentul în care putem spune Curtea de Conturi a devenit o autoritate constituțională cu rol de auditor extern. Curtea de Conturi controlează formarea, administrarea și utilizarea resurselor financiare ale statului și a instituțiilor publice. Este misiunea fundamentală a Curții de Conturi, așa cum ea este proiectată prin Constituția din 1991. Între timp, Curtea de Conturi a dobândit noi atribuțiuni. Iar în 2002, Curtea de Conturi a României primește misiunea de a veghea, de a audita nu numai banii bugetului de stat, dar și fondurile de preaderare și, pe urmă, fondurile alocate de Uniunea Europeană României. Din acest moment, Curtea Constituțională devine un partener al instituțiilor europene, în primul rând. Misiunea Curții de Conturi de-a lungul timpului a fost legată de promovarea responsabilității, a corectitudinii și a celor mai bune practici în gestionarea performantă a banului public. Prin rapoartele și recomandările pe care le furnizează Curtea de Conturi, ea oferă autorităților și instituțiilor publice centrale și locale valoare adăugată în ceea ce privește managementul financiar și contribuie la creșterea performanței utilizării resurselor financiare ale sectorului public. Curtea de Conturi a României s-a racordat la standardele înalte de eficiență ale instituțiilor de audit din statele membre ale Uniunii Europene. În perioada recentă de criză economică, caracterizată prin austeritate bugetară și un trend negativ al celor mai importanți indicatori macroeconomici, care au pus presiune asupra finanțelor publice, Curtea Constituțională a avut un rol extrem de important. Criza a schimbat regulile jocului și a făcut imperios necesară adoptarea unor decizii atipice, adaptate contextului și momentului, făcând cu atât mai importantă o bună și coerentă utilizare
a fondurilor publice. Este întotdeauna importantă monitorizarea contextului european și internațional pentru adaptarea corespunzătoare la modificările survenite în viața reală. Activitatea de control financiar generează inevitabil și conflicte între Curtea de Conturi și instituțiile controlate, ceea ce face ca o foarte bună pregătire profesională a angajaților să fie esențială. Aceștia trebuie să se afle într-un proces continuu de educare și perfecționare, în conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale, astfel încât să înțeleagă oportunitățile în condițiile respectării legalității. În același timp, valorile reprezentate de independența Curții de Conturi, de integritate, de imparțialitate, de profesionalism, au devenit o realitate curentă a activității Curții de Conturi a României. Curtea de Conturi a României este membra a organizațiilor și asociațiilor profesionale internaționale de profil. Curtea de Conturi întreprinde numeroase activități de cooperare bilaterală și multilaterală. Cooperarea, în special la nivelul Uniunii Europene, pentru a crea un sistem mai bun. Cooperarea cu instituții precum EUROSAI și INTOSAI a contribuit atât la construcție instituțională a Curții de Conturi al României, cât și la mai buna pregătire a angajaților Curții de Conturi. Colaborarea cu instituții cu atribuții similare din alte țări, în primul rând ale statelor din Uniunea Europeană, pentru a împărtăși experiența și a pune la punct standarde și practici în vederea îmbunătățirii activității, a fost un alt element esențial în perfecționarea și creșterea calității auditului Curții de Conturi a României. De asemenea, o colaborare strânsă cu Comisia Europeană și cu Curtea Europeană de Conturi are o importanță majoră în definirea liniilor directoare de activitate a Curții de Conturi în România, în condițiile independenței sale instituționale. Subliniez că România are o Curte de Conturi independentă de politic, independentă de guvern, independentă de președinte, singurul care îi poate aprecia activitatea, fiind Parlamentul României, căreia anual Curtea de Conturi îi prezintă raportul de activitate. România are încă probleme în zone precum arieratele, în achiziții publice și în gestionarea fondurilor europene. Toate acestea sunt aspecte care blochează economia, iar controlul anual al Curții de Conturi este de natură a da îndrumări și a crea obligații de rezolvare a acestui tip de probleme și, acolo unde este cazul, de recuperare a surselor financiare risipite. În aceste condiții, Curtea de Conturi joacă un rol esențial în eliminarea economiei subterane, în utilizarea cu maximă eficiență și de plină transparență a banului public. Pentru realizarea unui progres semnificativ către îmbunătățirea managementului financiar în România, este nevoie de un angajament ferm al tuturor organismelor implicate în gestionarea și auditul fondurilor publice și al celor europene. Subliniez că sunt mult mai multe instituții care ar trebui să ajute, să impulsioneze gestionarea cu deplină corectitudine a banilor publici, fie că sunt
bani din bugetul de stat sau bani primiți de la Uniunea Europeană. În același timp, trebuie să nu uităm că recomandările sunt făcute de Curtea Constituțională, de Curtea de Conturi, însă răspunderea pentru implementarea unui management eficient al fondurilor publice rămâne în sarcina instituțiilor. Este esențial ca recomandările Curții de Conturi să devină priorități în corectarea activității de cu un an în urmă, în așa fel încât resursa financiară utilizată eventual ilegal sau utilizată fără respectarea normelor de utilizare a banilor publici să fie recuperată. Aș încheia mărturisindu-vă că în activitatea mea și ca ministru, și ca primar general al capitalei, și ca președinte al României, unul din elementele de mândrie a fost întotdeauna descărcarea de gestiune dată de Curtea de Conturi. Ca primar am avut și probleme. Trebuie să recunoaștem că nu întotdeauna reușim să fim perfecți în activitatea noastră ca ordonatori de credite. Dar mulțumesc și astăzi Curții de Conturi pentru recomandările făcute și care m-au ajutat să recuperez până la ultimul leu din banii care fusese cheltuiți fără respectare integrală a normelor de utilizare. Aș spune în încheiere că avem o curte de conturi competentă, utilă, care contribuie la îndreptarea erorilor din administrație, pentru că erorile sunt adesea inerente în instituții mari. Important este ca lucrurile să fie tratate de instituțiile auditate cu seriozitate, cu responsabilitate, iar atunci când nu o fac, trebuie să meargă în fața justiției, pentru că banul public nu este al ordonatorului de credite, ci este ban public și el trebuie să aducă eficiență maximă în utilizarea lui. Vă mărturisesc că în fiecare an citesc cu atenție raportul Curții de Conturi. El este o oglindă a modului cum instituțiile de la nivel central și de la nivel local, agențiile guvernamentale, utilizează banul public. Trebuie să remarc progrese extraordinare în calitatea rapoartelor. De 10 ani în fiecare an citesc acest raport. Este o evoluție extrem de pozitivă în calitatea rapoartelor, în precizia rapoartelor, în soluțiile de îndrumare pe care le dă Curtea de Conturi a României, să țină cont de recomandările Curții de Conturi. În semn de respect pentru activitatea Curții de Conturi a României, am decorat toată conducerea Curții de Conturi, precum și peste 120 de salariați ai acestei instituții, salariați care trudesc cu responsabilitate la corecta utilizare a banului public. Mulțumesc Curții de Conturi a României! L-am urmărit pe președintele Traian Băsescu, doamnelor și domnilor, discursul său în plenul Parlamentului la evenimentul ce marchează aniversarea 150 de ani de la înființarea Curții de Conturi. Urmează să susțină un discurs președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, apoi va lua cuvântul și Victor Ponta. Va urma la